Poveștile și legendele, către portalurile care duc către o altă lume, sunt adânc rădăcinate în cultura și tradițiile românești. Deși poate pare SF, există multe astfel de locuri în România. Haideți să vedem aceste locuri încărcate cu mister și misticism, care au atras atenția atât locuitorilor cât și turiștilor. Există numeroase legende și mituri care circulă în jurul munților Buceni și a posibilelor portaluri către o altă lume care ar exista acolo. Unele dintre aceste legende sunt încărcate de mister și au fost alimentate de descoperirile arheologice și de evenimentele petrecute în zona respectivă. Se spune că în munții Buceni există o serie de tuneluri și galerii subterane care duc către o altă lume. Sfinxul din Buceni este unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale munților Buceni, fiind reprezentat de o formațiune naturală de piatră care seamănă cu un chip uman. Legenda spune că Sfinxul din Buceni ar fi un punct de legătură între lumea noastră și o altă dimensiune. Potrivit unor legende și mituri, munții Buceni ar fi poarta de intrare către Agard, o lume subterană și mistică. Se spune că această lume este populată de ființe supranaturale și care are un nivel de dezvoltare spirituală și tehnologică mult mai avansat decât al nostru. Cheile Tătarului sunt cunoscute pentru frumusețea lor naturală și pentru faptul că sunt încărcate de legende și mituri despre posibilele portaluri către o altă lume. Se spune că în cheile Tătarului există un portal către lumea subterană, unde trăiesc spirite și alte ființe supranaturale. Potrivit legendei, acest portal ar fi ascuns într-o peșteră adâncă și înspăimântătoare din cheile Tătarului. Se spune că cheile Tătarului ar fi fost legate de Sarmi Segetuza Regi, capitala Dacia. Potrivit legendelor, în cheia Tătarului ar exista un portal către aceasta, care ar fi fost ascuns de către regina Daciei în timpul invaziei romane. În plus, potrivit legendei, în cheile Tătarului ar exista un foc viu care ar arde neîncetat și care ar fi fost aprins de oamenii din trecut pentru a marca locul unde ar exista un portal către o altă lume. Fata Morgana din cheile Tătarului este o iluzie optică care apare în anumite condiții meteorologice și care creează aparența unor imagini deosebite. Se spune că în cheile Tătarului ar exista o fata Morgana care ar crea aparența unui portal către o altă lume. Cheile Nerei sunt cunoscute pentru frumusețea lor naturală și pentru faptul că sunt încărcate de legende și mituri despre posibile portaluri către o altă lume. Se spune că în cheile Nerei există un portal către lumea subacvatică, unde trăiesc spirite și alte ființe supranaturale. Potrivit legendei, acest portal ar fi ascuns într-unul din numeroasele lacuri din cheile Nerei. Mai mult, se crede că în cheile Nerei există un portal către tărâmul lui Zamorx, zeul dacilor. Potrivit legendei, acest portal ar fi ascuns foarte bine într-o peșteră ascunsă în care se află și un altar dedicat lui Zamorx. Legenda spune că în cheile Nerei ar exista și o cetate dacică ascunsă, care fi legată de tărâmul Zamolxe și de posibilele portaluri către o altă lume. Din pătrân, se știe că în cheile Nerei ar bântui fantoma unui călăreț misterios, care ar fi legat de posibilele portaluri către o altă lume. Potrivit legendei, acest călăreț apare întotdeauna în nopțile cu lună plină și călărește pe o caleașcă trasă de cai negri. Pădurea Hoia Baciu, situată în județul Cluj, este una dintre cele mai cunoscute și misterioase păduri din România, despre care circulă multe legende și mituri, inclusiv despre posibile portaluri către o altă lume. Pădurea Hoia Baciu este adesea comparată cu Triunghiul Bermudelor, din cauza numărului mare de evenimente inexplicabile care au loc în această zonă. Se spune că în această pădure ar exista un portal către o altă lume care ar fi responsabil pentru multe dintre aceste fenomene. De-a lungul timpului s-au înregistrat multe apariții misterioase în pădurea Hoia Baciu. Mulți oameni au declarat că au văzut lumini ciudate, obiecte zburătoare neidentificate, nube și alte fenomene inexplicabile care ar putea fi legate de posibile portaluri către o altă lume. Se spune că în centrul pădurii Hoia Baciu există un portal către o altă lume care ar putea fi deschis numai în anumite condiții.
Potrivit legendei, acest portal ar fi fost descoperit de un pădurar care a dispărut fără urmă după ce a intrat în el. Pădurea Hoyabaciu este cunoscută și pentru faptul că ar fi plină de energii negative care ar putea fi legate de posibilele portaluri către o altă lume. Potrivit unora, aceste energii ar putea fi responsabile pentru multe dintre fenomenele inexplicabile din această pădure. Dealul Gorganilor este o zonă cu o istorie bogată și cu multe legende și mituri. Printre acestea se numără și cele referitoare la un posibil portal către o altă lume. Se spune că dealul Gorganilor este locul unde se desfășurau lupte între oameni și spiritele rele. Potrivit legendelor, aceste spirite puteau fi invocate printr-un portal către o altă lume, situat undeva în apropiere. În zona dealului Gorganilor se spune că există o intrare către lumea subterană, unde locuiesc spirite și alte ființe supranaturale. Acest portal ar fi închis pentru oameni, dar putea fi deschis de anumite entități supranaturale. Mai mult, se spune că există oameni care sunt păstrătorii portalului către o altă lume și că aceștia ar avea puteri magice speciale. Potrivit legendelor, acești păstrători ar avea capacitatea de a deschide sau închide portalul, dar în anumite condiții. Multe persoane cred că în zona dealului Gorganilor există o energie negativă puternică, care ar fi legată de existența unui portal către o altă lume. Se spune că această energie ar avea un efect negativ asupra celor care intră în contact cu ea, determinând senzații de frică și anxietate. Râpa Roșie este o zonă din munții Apuseni, în care există numeroase legende și mituri referitoare la un posibil portal către o altă lume. Se spune că Râpa Roșie ar fi locul unde se află poarta către tărâmul Trămoșilor. Potrivit legendelor, această poartă ar fi ascunsă în vârful unui munte din apropiere, iar cei ce reușesc să o găsească și să o deschidă ar putea ajunge într-o altă lume. Multe persoane cred că Râpa Roșie este o zonă cu energie mistică puternică, care ar fi legată de existența unui posibil portal către o altă lume. Se spune că această energie ar putea avea un efect pozitiv asupra celor care intră în contact cu ea, determinând senzații de pace și liniște interioară. În unele legende, se spune că Râpa Roșie ar fi locul unde se află poarta către lumea subterană, unde trăiesc spirite și alte ființe supranaturale. Potrivit acestor povestiri, această poartă ar fi fost bine ascunsă și ar fi accesibilă doar celor care au puteri magice speciale. În unele mituri, se spune că Râpa Roșie ar fi locul unde se întâlnesc lumile, adică un punct de convergență a mai multor lumi paralele. Potrivit acestor povestiri, cei care reușesc să treacă prin portalul către o altă lume ar putea ajunge într-un univers paralel cu legi și realități diferite. Cetatea Poenari este un monument istoric și turistic important din România, situat în munții Făgăraș. Deși nu există informații concrete despre un posibil portal către o altă lume în această zonă, există câteva legende și mituri care vorbesc despre evenimente și fenomene supranaturale care ar putea avea legătură cu acest subiect. Conform unei legende, Vlad Țepeș ar fi ascuns un tezaur în cetatea Poenari. Se spune că aceasta ar fi fost formată dintr-o cantitate mare de aur și bijuterii, dar și dintr-o comoară supranaturală care ar fi putut fi accesată printr-un portal către o altă lume. Potrivit unei alte legende, cetatea Poenari ar fi fost construită într-un loc special, care ar fi fost o poartă către un tărâm uitat, accesibil doar prin intermediul unui portal magic. Se spune că acest tărâm ar fi fost populat de ființe supranaturale și ar fi fost plin de comori și secrete ascunse. În ultimii ani, numeroase persoane care au vizitat cetatea Poenari au raportat diverse fenomene paranormale, precum apariții fantomatice, sunete inexplicabile și alte evenimente supranaturale. Acestea ar putea fi legate de existența unui posibil portal către o altă lume sau ar putea fi doar simple coincidențe.